Bun găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune Dor de folclor bucovinean. Iată că televiziunea Crontel v-a adus în casele dumneavoastră soliști consacrați, soliști profesioniști, tineri aflați în pragul afirmării, dar și soliști vocali sau instrumentiști, chiar amatori. Amatori care, deși nu sunt la o vârstă a tinerețe, să spunem, sau a afirmării în primii ani de activitate, au avut și au rezultate deosebit frumoase la locul de muncă, dar și pe scenă, pe plan artistic. Chiar invitata noastră de astăzi este una din cei artiști menționați mai înainte, un artist amator care are cu totul altă profesie, dar datorită pasiunii, dragoste pentru cântec, joc și sport popular bucovinean, iată că o avem astăzi în mijlocul nostru și îi spunem bună ziua și bine ați revenit în studio, doamnei Elena Repeziș. Bună ziua, stimate gazde, și bine v-am regăsit în cadrul frumoasei emisiuni Dor de folclor bucovinean. Am spus că bine ați revenit, pentru că dumneavoastră ați mai fost la noi în emisiune în anul 2016. Îmi amintesc o emisiune care a fost cu emoție pentru prima dată aici. De data aceasta să sperăm că au dispărut emoțiile și avem o discuție așa colegială, prietenească, ca între oameni cu suflet, cu dragoste de cântec și joc popular bucovinean. A spune că acolo unde nu există emoție, nu există viață. Eu sunt totdeauna plină de emoții, dar ca orice artist, încerc să mi le controlez. Da. Cu adevărat, dacă îmi permiteți, am fost invitată un an și ceva în urmă, grație dumneavoastră, în cadrul acestei frumoase emisiuni și vă mulțumesc din suflet pentru că n-ați uitat de mine. Așa cum ați promis, ați făcut. V-ați ținut de cuvânt. Da, într-adevăr, ne-am ținut de cuvânt pentru că noi încercăm să promovăm aici, în cadrul emisiunii Dor de folclor bucovinean, am spus, tineri, copii aflați în pragul afirmării, artiști consacrați, artiști profesioniști, dirijori de orchestre, oameni care sunt ancorați foarte, foarte puternic în ceea ce înseamnă fenomen și act cultural, dar și artiști amatori, așa cum sunteți dumneavoastră, pentru că citind fișa aici a dumneavoastră pe care mi-ați pus-o în față, am văzut că aveți totuși antecedente artistice foarte, foarte valoroase, să le spunem așa. Dar până ajungem la discuția aceasta, haideți să vedem, să reamintim telespectatorilor noștri, de unde veniți și cine sunteți dumneavoastră, de fapt, doamna Elena Repeziș. Înainte de a spune de unde vin, țin să datorez din data trecută, țin să mulțumesc cu recunoștință domnului profesor Dolinski Gheorghe, care a făcut posibilă întâlnirea mea cu dumneavoastră. Vă mulțumesc din nou pentru onoranta invitație, pentru că mi-ați pus la dispoziție un cadru frumos, televiziunea, în care să pot să mă exprim prin cuvânt și prin cântec, așa cum orice artist dorește să o facă. Asta nu este o întâmplare, este un lucru minunat ca atunci când puteți să aduceți în fața publicului tot ceea ce înseamnă frumos și ce înseamnă creație. Aproape că mi-ați ridicat mingea la fileu, cum se spune, un termen din sport, pentru că v-ați exprimat atât de frumos. Să arăt și să prezint prin cântec și vorbă. Într-adevăr, dumneavoastră aveți și o altă calitate în aceea de solistă vocală. Aveți și calitatea de poet. Pentru că am aici în fața mea o carte pe care am primit-o cu autograf de la doamna Elena Repeziș, intitulată foarte, foarte sugestiv, Veșmântul slovelor. Este cel de-al patrulea volum. Cel de-al patrulea volum. O să vorbim și despre poezie un pic mai încolo, dar haideți să revenim la cântec. Deci de unde veniți, doamna Elena? Deci m-am născut cu mulți ani în urmă, pe 20 iulie 1961, în comuna Iaslovăț, frumoasa comună din Bucovina, cu mireasme de brad și flori de fân, cu decori punctate cu mii de flori de fân, clădite cu trudă în zilele însorite de vară, cu oameni frumoși, cu oameni harnici, simpli, care pot fi și impunători, care iubesc frumosul, care se exprimă și trăiesc frumos și sunt pentru mine o veșnică sursă de inspirație. Oameni frumoși, oameni cu dragoste de glie, de pământ, de locuri natale, așa cum sunt toți bucovinenii, de fapt, nu? Da, toți bucovinenii sunt, într-adevăr, oameni deosebiți. Oameni care știu să aprecieze viața și valorile ei. Când ați început, să spunem, să pășiți pe tărâmul muzicii populare?
Pentru că bănuiesc că aici au început la Iazlovăț, în școala primară, au început primii pași în acest domeniu. În școala primară nu era sărbătoare și nu era sărbare de sfârșit de ani în care să nu am un rol într-o piesă de teatru, să nu cânt, să nu recit, să nu prezint. Tot așa s-a întâmplat și atunci când, cu mulți ani în urmă, am devenit eleva liceului numărul 3, un liceu care, de fapt, făcea parte din un grup școlar al combinatului, care dar număra nu, împreună... Nu de aici, de la Rădăuți. Nu, de la Galați. Așa, să specificăm acest lucru. 5.000 de elevi, care însemna liceu, însemna școală de maestri, seralu, 5.000 de suflete, dintre care 302 fete eram la internat și vreo 5 cămine numai de băieți. Și aveai de unde alege acolo tot felul de talente. Într-adevăr. Deci m-am remarcat când eram elevă, am început să dansez în echipa școlii, apoi am fost cooptată în familia, să zic așa, ansamblului Balada Oțelului al Combinatului, ca și solistă, ca dansatoare. Acolo a fost familia mea în care eu m-am format ca artist. Am avut-o pe doamna Gela Dinu, Dumnezeu să o odihnească, primă balerina a teatrului, coordonatoare, coregraf, o femeie cu un profil moral ieșit din comun și cu sensibilitate la frumos, cu sensibilitatea valorilor. Știa să le pună de evidență, să le scoată și să le aducă, să le șlefuiască ca un diamant. Iată că formarea dumneavoastră artistică, practic, a început primii pași firavi aici la Iazlovăț, da. După care devenirea propriu-zisă s-a întâmplat în partea de sud a Moldovei, la Galați. Da, e adevărat. După ce am terminat liceul, m-am înscris la cursurile școlii de operatori de calcul, pentru că am dat examen și am reușit la centru de calcul. Am urmat cursurile, am devenit apoi secretara centrului de calcul, apoi am urmat cursurile de tehnologia informației la facultatea, la universitatea devenită astăzi Danubius, fostă Angel Rugină, ca programator analist. Apoi am urmat cursurile facultății de economie și administrație în specialitatea marketing din cadrul Universității Dunărea de Jos și în urmă cu 11 ani, în 2007, m-am angajat la primăria comunei Iazlovăț. Ați revenit pe planurile natale. Deci în urma unui firele examen. Au fost prea puternice ca să vă lase acolo. La rugămintea mamei, deci m-am întors în 2005, am început o casă în construcție și în 2007 am reușit la examenul de manageri de proiect în cadrul proiectului Economia bazată pe cunoaștere, un proiect național. M-am remarcat prin faptul că după ce am urmat cursul de specializare, manager de proiect, manager de formare, formator, web designer, am făcut tot ce mi-a stat în putință să scot valorile comunității în lume. Da, am văzut... intermediul internetului. Așa, am văzut acum formarea profesională dumneavoastră, dar vrem să vedem despre formarea artistică, da. Pentru că și aici ați avut, ați urmat cursurile Școlii Populare de Artă, bănuiesc, am ați urmat, dat examene, da. Pentru solisti și așa mai departe în după cadrul ansamblului. După terminarea liceului, în 1980 am terminat liceul, în 1981 am promovat examenul de artist liber profesionist, unde am obținut un atestat de nivel 1, gradul 1, la București. Tot atunci, în 1982, am absolvit cursurile Școlii Populare de Artă dublă specializare ca solist și în 1983 și ca interpret de dans, dansatoare, în 1982. Din 1980, începând cu luna decembrie, primul meu festival internațional, cu conotație națională, dar la care participau și formații din străinătate. Din străinătate, a fost Cântec Nou Mehedinți, s-a ținut la Drobeta Turnu Severin, nu lui niciodată, pe primul,
și pe ultimul. Așa cum se întâmplă, prima persoană nu uităm și pe ultima o plângem. Da. Și iată că ați avut un parcurs, să spunem, care nu prea a avut nimic comun cu Bucovina, decât probabil cântecul și stilul de interpretare. Am purtat Bucovina în toate turneele unde am fost, în toate locurile unde am fost, am purtat Bucovina în sânge, am purtat Bucovina în purii pielii mele și de câte ori am avut ocazia, am vorbit de ea și am cântat de ea. Mă întorc puțin, deci de la primul concurs până la ultimul concurs, am participat la 24 de concursuri naționale până în 1988, în luna august la Orșova, în 24 de concursuri am încercat să cânt ca la noi, deși eu reprezentam Galațul, avea un compromis. Sunt sigur că ați cântat și cântați și în continuare ca la noi aici în Bucovina, da, pentru că ne-ați oferit câteva videoclipuri foarte frumoase pe care în minutele următoare să le propunem telespectatorilor noștri să vizioneze. Așa că în cele ce urmează vă propunem, stimați telespectatori, să urmăriți 3 videoclipuri dintre cele mai frumoase realizate de invitata noastră de azi, doamna Elena Repeziș. Și anume, Și cochile și neveste, Ieri am sădit copăcei și Mama, fiul și cunora. Vă dorim vizionare plăcută! Și copcilii și neveștii, tată ne lăzării cu zestri, gila bunici moșinici, pentru ori prigacici. Cată palini și stani, dacă nu le-au rost guzani, și n-au îngalbinit cu hani, șa-la-la-lai-lai-la. Să li speli, să li împieși, fuguța la bal să pleci, că eu ce vremea li treci, șa-la-la-lai-lai-la. Îmbracă-o cameșuică, cu sutăge o mamucă, și placită giunta cucă, cu două delniți giluncă. La lampă coste bunica, să nu zică nepoțica, că noi o lasa minica, șa-la-la-lai-lai-la. La gâtuți purta margelii, nu se da cu ruminieli, cum se dau azi nepoțelii, șa-la-la-lai-lai-la. Într-o mână de margelii, o cu sușelu cu scelii, într-o papușă giață, flori frumoase o prins viață. O pustoarea soarelui, și albastru șeriului, galbin și cu găul lui, șa-la-la-lai-lai-la. Cheotori și bumbacuți, cumpărage și arnauți, pica mie și la dragut, șa-la-la-lai-lai-la. La baluri gospodari și gâmbroacă iar ițarii și sumandelu și de arii cu joșelu. Joacă-n paliați rovișeni, ieși sub pământul gemi, nu m-a scris ca să mai cemi, șa-la-la-lai-lai-la. Când bărburagi bărbați, par cu tăți ca niște frați, de mamucă le-a ganat, șa-la-la-lai-lai-la. Când bărbață tropăiesc, parcă brază mulți buiesc, crezi în liginei toți des, șa-la-la-lai-lai-la. Joacă-n paliați rovișeni, ieși sub pământul gemi, nu m-a scris ca să mai cemi, șa-la-la-lai-lai-la. Thank you.
dragi copașii din aceia mătătăi. Cu gândul colcher și mari la casagi gospodari. Ori mânca copcii miei și-o crești marișei. Și-ori zâșind gând așa, așa i-o s-a zis mama. Și voi avea nepoței să vor înfructa și ei. Poate ori mânca și dușmanii cum mănâncă viața ni. Nu pot spune cât ce-am tras ca băieță să nu-i las, mă. Nici când să nu-i pară astăzi și mamă să nu-i lipsesc, măi. Deși ar fi am fost mușcată, chiar la moarte am fost dată. Dar Dumnezeu m-a salvat, că în el m-am încredințat. Că orfanii nu-s iubiți, din lumii disprețuiți. Orfanului este domnul șeriului. Stau în coasta mea dușmanii și-mi socotez în limbanii. Ce fac și direct și mănânc și cum pitrec. Și cu șigă sunt îmbracată și de șine scurtată. Cu inima îi se topește, ma dacă mă privești. Căci ei n-au și graii, nici frumos și povesti. Și atunci agra e de mine, crezând că le merge de mine. Moșinirii sunt la saci, să le ducem mai departe lumii. Le-am în fața genicuță, când eram o copciluță, le purtam într-o traisuță. Le-am culeg de minișoare, și pe struna de vioare, și până e de tiponoară. Zorilor, din lacrima norilor, din biroa florilor lumii. Din pădurile de faci, din bișecin, din bifraci, vă aducem cânci și dragi lumii. Ori cu pat leaganată, mănâncă-l și-o așa zat,
cum e fi la noi prin sat, măi. Și bătuci scuturaci, subiși hori salutaci, cum nu sunt în alte părți. Patușem hori frumoase, de la ea lovă de acasă lumii. Disușeaba din cetaci, unde cânce cu strabaci, să ducem în alte parce lumii. Din balagile gijeli, ne pașem la gât margeli, și ne alinăm cu eli. Ia din doinile doioase, nicostăm ca mești frumoase și cântăm mai bucuroase. Și pe alăcițe, cu bumboac și margeluțe, intrăm cișă pe catrință lumii. Pe opcinca cu gulgui, pe aripa dorului, și-n dulceața versului lumii. De la clășe șazatoare, de la râgii sărbatoare, ni le-am prins în păr cu o floare. De tulpanul cu puiuț, de bungița cu bumbuț, de cameșă la draguț, mă. De la plășe șazatoare, de la zârge sărbatoare, de le-am prins în păr cu floare. De tulpanul cu puiuț, de bungița cu bumbuț, de cameșă la draguț, mă. Iată că am revenit în studio, dar doar pentru scurtă vreme, pentru că urmează un moment de publicitate. Iată că suntem din nou aici, în studioul televiziunii Cromtel, alături de invitata noastră de astăzi, doamna Elena Repeziș. Doamna Elena, v-am auzit vorbind, v-am auzit cântând, v-am admirat cântând prin frumoasele melodii și videoclipuri pe care ne le-ați prezentat. O parte a vieții dumneavoastră, să spunem cotidiene, este legată strâns și de poezie. Știu că este o altă dragoste de-a dumneavoastră. Haideți să vorbim un pic despre ceea ce înseamnă act cultural literar de data aceasta. Da. Prima poezie a mea pe care am compus-o a fost compusă la vârsta de 12 ani sub forma unui cântec. Părinții mei se despărțiseră, se separaseră și am suferit foarte mult sufletește. Un părinte nu-și dă seama cât de tare poate suferi un copil când ei se despart. Dar nu poți face nimic, deci viața are rosturile ei și căile ei. Și am făcut un cântec pe care l-am cântat la sfârșitul serbării din clasa a șasea și am avut o surpriză pentru că atunci, în timp ce cântam despre povestea părinților care și-au părăsit copiii și doamna directoare Vasiliniuc Elena, care era o fire sobră, dură în felul ei, foarte frumoasă și foarte mult cadru foarte bun. După ce mi-a mânat premiu, când s-a apropiat de mine, am văzut că îi curgeau două lacrimi în spatele ochelarilor, ceea ce pe mine m-a marcat, pentru că nu erau o persoană ușor de impresionat. Atunci mi-am dat seama că cântecul meu a avut ecou, a avut o conotație specială în sufletul celor care l-au ascultat. Și poezia ca atare a fost o dragoste la prima vedere sau a fost rodul unei munci intense? Rodul unei munci din timp în timp a fost poezia. De când mă știu, am încercat, v-am spus, de la 12 ani, am încercat să pun pe hârtie câte ceva, gândurile mele. Și a luat ființă în fizic, pe suport fizic, primul meu volum, Depărtări și lacrimi, care l-am
editat la editura PIM din Iași în 2013. Apoi au urmat alte volume, Frământări și Vise, Robia singurătății și ultimul volum pe care eu vi l-am oferit dumneavoastră cu drag, Veșmântul slovelor. Încă compun poezii, încă scriu proză, încă atât cât mă ține puterea și mintea, voi pune pe hârtie ceea ce cred că este frumos. Dumneavoastră veți spune pe hârtie, dar noi am fi foarte curioși și în același timp nerăbdători să vedem și o poezie de suflet care vă este dragă. Să ne recitați aici un mic fragment. Știu că ați cântat și cântați Bucovina, planurile natale, relații dintre oameni, bunătatea lor, frumusețile pe care le avem. De recitat n-am să recit, pentru că dacă îmi permiteți, sigur că să da, văd în carte, pentru că este posibil să fi uitat ceva și atunci, dacă îmi permiteți, m-ați luat prin surprindere. Este o plăcere și pentru o onoare pentru noi ca să vă auzim și versul atât de cald, pentru că în cântec am văzut că aveți o voce suavă, o voce caldă care ajunge la sufletul telespectatorilor și oamenilor. Am să încerc cu îngăduința dumneavoastră, să citesc poezia Emireasa. Poezia Emireasa, ce a fost cândva răpită de un paș numit poet, adorată și vrăjită, astăzi este ostenită, nu mai îndumnezeiește, nu îmbujorează obrajii, zi de zi se veștejește. Pe calea vremelniciei a pășit cândva ca odă, ba ca imn, ba închinare, s-a tot adaptat la modă. Încă poate fi protestul infertil și însingurat pe grumazul realității cu pumnalul împlântat. Pași imberbi ai poeziei, risipiți în patru zări, îi aduc mantia zdrențuită, nu plocoane și urări. Fiecare dintre ei îi duce câte o bucată și în urma lor rămâne o fâșie sfârtecată. Asemenea unei păsări ce are zborul ferecat, tot așa și el, poetul, este împrizonierat. De sub pașii lui Aevea pare a răsări o mladă cu vestiri de fructe coapte pe o strună de baladă. Realmente-i dispărută din cadastrul planetar meseria de poet. Nu-i pe arginți, că este har. Doar poeții nu au patrii și nu au nici națiune. N-aparțin de teritorii, n-au majuscule la nume. Ei n-au decât poezia, cea veșnic rătăcitoare, pururea nefericită și a tot stăpânitoare. Drum de piatră sfărâmată, o cale ruptă din rai, pulberea de la răspântii, povești cu zâne și crai. Minunat! Într-adevăr, o poezie care ajunge ca și cântecul dumneavoastră la sufletul ascultătorilor, la sufletul telespectatorilor și a celor care vă admiră și vă urmăresc. Este un fel de crez poetic al dumneavoastră aproape această poezie, am văzut. Da, despre rolul, starea poetului într-un anumit moment, sigur că da. Ce iubiți mai mult, muzica sau poezia? Pe amândouă le iubesc deopotrivă, pentru că întâi apare textul și apoi apare melodia. Și acele videoclipuri de care dumneavoastră ați vorbit sunt mândria mea. Sunt, cred că, ceea ce am realizat eu mai frumos vreodată, pentru că am dorit să aduc o mică parte din comunitatea mea. Și le mulțumesc pe această cale, în cadrul emisiunii dumneavoastră, domnului cameraman Nicu Cotoară, profesionist cel și care a realizat suflet, videoclipurile, da? Sigur că da. Da, echipei care a participat la înregistrări, colegii mele Loredana cu copiii, mamei sale, gazdelor, onoratelor gazde, care ne-au primit în casa domnilor lor, Iliana și Vasile Olariu, și întregii comunități care ne iubește, ne respectă, care poate uneori chiar și ne invidiază, e mai bine să fii invidiat decât compătimit.
dar îi iubesc pe toți, îi admir pe toți atunci când fac frumos și când trăiesc frumosul și încerc să-i promovez, pentru că sunt ai mei. Doamna Elena, spuneți-mi, vă rog, versul, slova, cuvântul, își are locul într-o carte, în mai multe cărți, în articole. Da. Cântecul dumneavoastră, unde aveți posibilitatea să-l arătați oamenilor? Pentru că și aici este un lucru. O carte o găsești, o faci o lansare, o găsești imediat într-o librărie sau undeva, o cumperi și o ai acasă. Dar cântecul dumneavoastră? Pentru că eu... Nu mai sunteți artista care colaborați cu ansamblu de la Galați sau din altă parte. Pentru că eu nu am posibilitatea să colind lumea având servici, care durează absolut ca toată lumea, 5 zile din 5, și ești acolo prezent și trebuie să fii activ și nu poți pleca așa cum vrei. Încă nu sunt pensionară, deși mi-am depus dosarul, sper să fiu. Mai aveți încă ani. Puțin. Da? Aceste cântece, creații, le-am postat pe paginile de internet, pe YouTube, tocmai ca să fie văzute, ca să fie admirate, ca să fie lăudate, chiar și criticate. Pentru că dacă există o critică constructivă și nu de neurutate, eu îmbrățișez. Da, am văzut în videoclipurile pe care le-ați prezentat că ați îmbrățișat și îmbrățișați mai multe genuri muzicale. Deci, pe lângă cântecul nostru popular, scump și drag, vă rog să-mi dumneavoastră să continuați, să spuneți. Deci, pe lângă cântecul popular, eu compun melodii de muzică ușoară. Am compus melodii de muzică populară și pentru alți colegi, dar și ușoară. V-am adus prin intermediul videoclipurilor cântecul O Cafea, care s-a născut chiar în ziua de Constantin și Elena. Eram tristă. Și mi-am băut cafeaua, s-a întâmplat în aceea zi să fiu singură. Și atunci s-a născut acest cântec, O Cafea. Prin intermediul acestui cântec, doresc prietenilor mei să ne treacă pragul emisiunii și casei dumneavoastră și casei mele, este imn al prieteniei O Cafea. Mulțumim frumos, noi o să transmitem acest lucru și mai ales din vorba, din gura dumneavoastră o să aibă alt impact. Vreau să vă întreb încă ceva, să înțeleg că textele melodiilor și tot ceea ce ține de linie melodică va aparține în totalitate? Totul este creat de mine, text, melodie, absolut tot. Cine v-a ajutat în aranjarea piesei, în orchestrație, în registrare? În orchestrație și în înregistrare m-a ajutat... Doi băieți de la General Music, formația General Music din Suceava, cărora le mulțumesc pe această cale, domnului Bogdan Cotrut și Florin Pastor. Și a mai fost un băiat care nu știu cum îl cheamă, dar știu ei. Și domnul Ciprian Cuzic ne-a facilitat în înregistrarea. Le mulțumesc pe această cale pentru dăruire, pentru profesionalism, pentru că am colaborat frumos cu domnilor lor și îi aștept de fiecare dată, atunci când este cazul, să mai colaborăm. Într-adevăr, pe domnul Ciprian Cuzic îl știu și eu foarte, foarte bine, din foarte mulți ani, din perioada chiar când era elev. Am cântat într-o formație la mine cu ani în urmă, când a fost într-un turneu în străinătate. Este într-adevăr un mare profesionist în tot ceea ce face. Mai nou, el deja compune și orchestrează melodii foarte frumoase, melodii autentice. A început să simtă acel filon și stil local pentru fiecare subzonă folclorică a Bucovinei și nu numai. Bravo lui! Este un tânăr care promite foarte, foarte mult. Iată că timpul zboară aproape, nici nu ne dăm seama când. Aș vrea ca înainte de a termina și de a vă da un ultimul cuvânt, aduce mulțumiri celor care vă sunt dragi și vă apropiați și față de care vă simțiți poate recunoscătoare pentru ceea ce ați realizat și ceea ce sunteți astăzi, să-mi spuneți câteva din realizările dumneavoastră artistice pe plan muzical, participări la concursuri, festivaluri, premii, colaborări cu orchestre eventual. Deci mă întorc în timp puțin, cum vă spuneam și mă repet, am colaborat cu mai multe orchestre din țară de-a lungul acelor 24 de festivaluri naționale, unde am obținut premii, diplome, am concurat alături pe scenele României cu Cristian Pomohaci, cu Mariana Angel, cu Cornel Bogza, mai mulți profesioniști care sunt astăzi nume foarte ale remarcați, nume sonore. Am continuat să cânt în umbră, în sensul că dacă am avut și o altă profesie, n-am putut, v-am spus, să plec așa foarte des. Dar pe unde am plecat,
am portat cu mine Bucovina în sânge, vă spuneam, și frumosul din ea nu l-am uitat și a fost permanentă sursă de inspirație. Doamna Elena, un cuvânt de mulțumire, un gând bun pentru telespectatorii noștri. Venită astăzi din dorința de a spori neîncetat lata de zestre din comunitatea mea, vă mulțumesc pentru că m-ați primit în casele dumneavoastră prin intermediul emisiunii. Mulțumesc colegilor mei, vecinilor, domnului primar Ion Cotoară, care ne conduce cum se pricepe dumnealui mai bine. Și uite, astăzi m-a lăsat la emisiune, nici măcar nu i-a spus unde plec. Îi mulțumesc din suflet, dumneavoastră vă mulțumesc pentru că sunt astăzi poet. Îi mulțumesc de fiecare dată cu cunoștință domnului profesor universitar, doctor inginer Nicolae Șorea, care este din comuna mea natală, consăteanul meu. Le mulțumesc profesorilor, cărora sunt astăzi ceea ce sunt, profesorii mei. De generală, sunt câțiva care mai trăiesc, care există, de liceu, de facultate, de la cursurile mele unde am participat ca manager. Mulțumesc tuturor că mă inspiră, că ne răbdăm unii pe alții și că iubesc frumosul. Și noi vă mulțumim pentru ceea ce ne-ați arătat astăzi și credem că videoclipurile următoare o să fie edificatoare în acest sens. Nu dau decât un singur titlu al unei melodii pe care o să o urmăriți, stimați de spectatori, care spune aproape totul. Nicăieri nu-i ca acasă. Vă dorim vizionare plăcută, iar până la o nouă întâlnire cu muzica, cântecul și jocul popular bucovinean, Dumitru Bămohage vă spune la revedere! Să-ți pacea inimii. Casa mea ce-l râde-n soare și la păsări călătoare, casa mea-i comoara inimii. Când las capul lin pe vernă, într-o liniște eternă, mă cuprinde somnul orice-ar fi. Grădina verde a casei mele au înflorit iarăși copacei și bă cerul înțesat cu stele, zbure de liberie și melușei. Casa mea pereche n-are, e cu fața către soare, ea e cea mai mare bucurie. Casa mea e un mister, o fereastră către cer, un popas lumesc spre-nfărăție. Când mă-ntor din depărtări în țară, deschid ușa casei în tăcere, de pe suflet pleacă o povară și pe linu-mi pare că e miere. Casa mea ce râde-n soare, cu miros de tămâioare, cu parfum suave lilia. Pâine coaptă în cuptoare, cu feciori și cu fecioare, cu pământ roditor și drag. Zâmbesc florile din glastră, când deschid larg o fereastră și-mi șoptește soarele lunori. Nicăieri nu-i ca acasă, binele în drum să-ți iasă și să-ți dea bineți de-atâtea ori. Yeah.
iartă-mă pentru clipa aceea în care, inordând a ta chemare, nu ți-am spus nici mulțumesc. Iartă-mă pentru clipa de tăcere, elungită fără vrere, nu ți-am spus cât te iubesc. Îți mulțumesc că mă suporți așa cum sunt, ca o silabă într-un cuvânt, chiar de sunt înger și un demon, în cap, în sufletul de domn. Îți mulțumesc că ai rămas al meu noroc, că treci prin apă și prin foc, că dai cu dânsul de podea, cine de viața mea să ia. Că dai cu dânsul de podea, cine de viața mea să ia. Pentru prilejul oarecare, când ți-am adus o supărare și un cuvânt bun nu ți-am spus. Iartă-mă că nici în zi de sărbătoare nu ți-am adus o alinare și suferință ți-am produs. Îți mulțumesc că ai rămas același om, cu suflet nobil ca de domn, neobosind să faci un bine, chiar de mult slovesc în tine. Îți mulțumesc că ai apărut în viața mea, când era seară bădă și grea, ai scos o floare la lumină, cu soarele s-o faci vecină. Ai scos o floare la lumină, cu soarele s-o faci vecină. Iartă-mă pentru cuvintele nespuse și prejudiciile aduse fără niciun fel de rost. Iartă-mă pentru secundele pierdute și ocaziile avute, că înțeleaptă nu am fost. Îți mulțumesc că mă iubești fără hotar, că numeri zile în calendar și alăturea-m rămâi mereu, chiar dacă uneori ți-e greu. Îți mulțumesc că nu-i ca tine nimeni ea, multe ar vrea să mi te ia. Sunt o ilustră anonimă, dar-n ochii tăi sunt o regină. Îți mulțumesc. Cafea băută simt
trandafir alăturea, să de bănă mi-ar amintit, ca doi copii noi povestit. O, cafea, te-aștept la mine, prieten drag, trece meagă-l casă-i prag, să rămânem împăcați, doar de dragoste curtați. Thank you.
poveste, au în conturi banii și la tâmple albe ani. N-aveam pe cine iubi, nici pentru cine munci. Trăgeam perdeaua la geam, vedeam rându-ne în ram. Pe coței duși de mânuță, de bunic și-o bunicuță. Vedeam copilași râzând, înspre școală alegând. Inima-mi bătea-n pieptare, de dor și de așteptare. Sădit un buzorel chiar la mine-n sufletel. Dumnezeu s-a îndurat și-o mândrețe de băiat. Azi îmi zice cu drag mamă, e balsamul de pe rană. Zice lumea, zice bine, că el seamănă cu mine. El e stâlpul bătrâneții și mândria tinereții. Că nu-i mamă cine-l lasă, mamă cine-l ia acasă, cine-l spală și rănește și cu dragoste iubește. Că nu-i mamă cine-l lasă, mamă cine-l ia acasă, cine-l spală și rănește și cu dragoste.